Și iată-ne ajuns cumva la final, cu premiile aici în față, cu emoții, sunt convins. Iată-ne la prima ediție a Festivalului Național de Colinde și Obiceiuri de Iarnă, Tic Bătrân din Oameni Buni, ediția 1-a Dofteana 2017. Încă o dată mulțumim organizatorilor, primăriei și Consiliului Local, domnului primar Bujor Ioan, aici prezent. Astăzi vă rog să-l aplaudați. Asociației Culturale Folclorica Dacii Propusene, Școlii Gimnaziale din Cucuieț și dumneavoastră tuturor care sunteți aici prezenți. Partenerilor noștri media, Televiziunea Acum TV, Televiziunea Exclusiv TV, Radio Luc FM și Onești Express, prin amabilitatea domnului, jurnalist Moral. Îl invit și pe domnul primar alături de mine, aici sus, împreună cu președintele festivalului, doamna Lucica Moșat. Și începem mai întâi cu premiile speciale. Iată, se acordă premiul special pentru autenticitate Școala Gimnazială Stâlnicești Slobozia. Profesorul următor, Gernes Mircea. Invit aici pe domnul profesor sau pe domnul. Rectificăm greșeala doamnei profesoară. Deci invit pe doamna, profesor, vă rog, haideți. Aplauze. Felicitări. De asemenea, tot premiul special se acordă de juriu lui Merchez Leonard și Merchez Rebecca. Profesor, întrunător Bucur Mihaela. Merge și la Școala Gimnazială Hăghear Dofteana pentru tradiții și dansul măștilor. Profesorul următor, Handamo Ana. Iată, am ajuns în sfârșit la premiile 2. Se acordă primul premiul 2 la Festivalul de Dactim și Obiceiuri Tic Bătrân din Oameni Buni 2017, Școlii Gimnaziale Hăgheac, structura Ștefan Vodă, profesor coordonator Pascu Ioan Iulian. Felicitări! Tot premiul 2 se acordă și Școlii Gimnaziale Scarlat Longhin Dofteana pentru grupul de colindători profesor Ciprea Lenuța. Rog pe cineva să vină să ridice diploma și premiul. Felicitări! Și mergem repede mai departe. Premiul 2 se acordă lui Ciobanu Mario Ion și Ciobanu Bianca Elena. Profesor, coordonator Oltița Todircă din Legea Veche. Bacău, felicitări! Premiul 1 se acordă lui Tudoreanu Iulian, iată, instrumentistul, profesor coordonator Ciurcanu Gelu. Felicitări! De asemenea, mergem mai departe, tot premiul 1 se acordă și lui Ardeleanu Miruna Raluca, secțiunea Colin, profesorul următor, Maria Tătaru, Bacău. Vă rog să aplaudați. Premiul 1 se acordă și ansamblului folcloric Țărâncuța. Profesor coordonator Micuță Ion. Vă rog, un reprezentant să vină aici în față, să ridice premiul.
Felicitări! Premiul întâi se acordă și lui Vacari Aliona. Pentru straie populare, premiul special, mă scuzați. Doamna cu expoziția, nicio problemă. Mergem mai departe. Premiul întâi se acordă și Liceului Tehnologic din Târgu Ocna pentru tradiții, icoane pe sticlă, așa cum le-ați văzut acolo în holul de la intrare, profesorul drumător Ocanu Viorica. Tot premiul întâi se acordă și lui Popovici Cătălina, secțiunea Colin, profesor îndrumător Maria Tătaru. Ușor, felicitări! De asemenea, premiul întâi se acordă și lui Stanciu Alesia, secțiunea Colin, profesor coordonator Gabriela Comăneci. Felicitări! Se acordă grupului Micii Colindători, grupul de tradiții, profesor îndrumător Păscălin Nicoleta Liviana, Irinia Nicoleta și Maftei Camelia. Felicitări! Mergem repede mai departe, tot premiul întâi se acordă și lui Isachi Andreea Maria, secțiunea Colind, profesor îndrumător Ignat Daniela. Felicitări, aplauze, vă rog. Iată, premiul întâi se acordă și ansamblului Răzeș și lui Ștefan cel Mare din comuna Ștefan cel Mare Bacău, îndrumător Stanciu Geta. Felicitări! Felicitări! Vă rog să-i aplaudați! Repede și la o poză cu domnul primar. Mulțumim! Succes pe mai departe! Se acordă premiul întâi cetei Badanarilor din Comuna Frumoasa, Tradiții și Obiceiuri, profesor Găvoreanu Cornel. Au plecat, dar vor primi cu siguranță, diploma va ajunge și cu trofeul la ei. Tot premiul întâi se acordă Școlii Gimnaziale Hăghean Tofteana, Colin de grup, secțiunea profesor de prețet Tiberiu Carol. Felicitări! Și iată, am aici în fața mea premiul întâi și premiul special pentru cea mai bună voce se acordă lui Spătăliu Alexandra din Târgu Ocna, profesor coordonator Ciprian Gurgu. Felicitări! Și mergem mai departe. Tot premiul întâi se acordă și Școlii Gimnaziale Stănișești Slobozia pentru secțiunea Colin de grup, profesor Genis Niculina Mihaela. Felicitări! Le-am inversat, dar nu-i nicio problemă. Faceți o poză acolo cu domnul primar. Aplauze, aplauze! Sala nouă, sala de loc.
Felicitări și mult succes! Premiul întâi se acordă și lui Merchez Leonard și Merchez Rebecca, secțiunea Colinde, profesor coordonator Bucur Mihaela. Au plecat, vor primi diploma cu siguranță. Se acordă tot premiul întâi și elevilor claselor 5-8, Pustiana, Comuna Pârjol, Bacău. Profesor Cristor Silvia Lucica și Laslău Ramona, profesor coordonator. Primii au plecat, dar cu siguranță vor ajunge diplomele la ei. Tot premiul întâi se acordă și lui Rusu Maia și Rusu Crina. Colinde, secțiunea profesor coordonator Păscălin Nicoleta Liliana. Tot premiul întâi se acordă și grupului artistic Jocul Ursului, Grădinița Piticot, Târgu Ocna, profesor îndrumător Ghibilic Liliana Florentina, Ungureanu Andreea Maricica. Grupul premiul întâi se acordă și grupului artistic cu Jocul Capra, tot Grădinița Piticot, Târgu Ocna, Ghibilic Liliana Florentina, Ungureanu Andreea Maricica, coordonator. Se acordă premiul întâi lui Imbrea Delia, Colinde, profesor coordonator Păscălin Nicoleta Liliana. Felicitări! Ne apropiem din ce în ce de premiul cel mare. Tot premiul întâi se acordă și lui Tudoreanu Crina Mihaela, secțiunea Colin, profesor autodidact. Categoria 17 ani. Felicitări! Și iată, premiul întâi merge și la Buzatu Maria, secțiunea Colin, profesor coordonator Buzatu Ionică. Iată! Vă așteptăm aici în față. Felicitări! Vă rog să o aplaudați! Are emoții! Și mergem mai departe. Premiul întâi se acordă și ansamblului folcloric Țărâncuța, secțiunea Tati Plugușorul, profesor Micuță Ion. Să vină cineva să ridice aici diploma și premiul. Un reprezentant. Repede, repede. Și tot premiul întâi se acordă tot ansamblului folcloric Țărâncuța, secțiunea Colin de grup, profesor Micuță Ion. Premiul întâi merge mai departe și către școala gimnazială Scarlat Longhin din Dofteana, secțiunea Tradiții și Obiceiuri, Ursul, profesor îndrumător David Saba. Sigur vine cineva să ridice premiul. Premiul întâi și de asemenea pentru promovarea valorilor locale se acordă Liceului Tehnologic din Dărmănești pentru tradiții, obiceiuri, Zianul și Ursul, profesor îndrumător Arățoare Sofia și Hazapanul Iustina. Felicitări! Au plecat, dar cu siguranță vor ajunge la ei. Iată, nu mai lungim suspansul, trofeul festivalului din bătrân din oameni buni. Ediția 1, 2017, îl las pe domnul primar să anunțe trofeul festivalului.
Da, am onoarea să arăt în această seară cine sunt acei câștigători. Ați văzut, eu nu am plecat deloc de aici din sală, nu am influențat cu nimic grupul, nici pe cei ce au jurizat. Citez. Premiul întâi și trofeul festivalului se acordă Școala Gimnazială Cucuiesc din Comuna Dofteana. În următor, domnul profesor Rostu Ciprian. Iată, prima ediție, festivalul, trofeul festivalului, ediția 1-2017, Festivalul Național de Datini și Colinde din Bătrân din Oameni Buni, rămâne aici la dumneavoastră, la Cucuiesc, în Comuna Dofteana, împreună cu președinta juriului, cu domnul primar și cu juriul, declarăm închis prima ediție a festivalului din Bătrân din Oameni Buni, ediția 1-2017. Înainte de a încheia, dau cuvântul domnului primar. Da. Așa cum spunea și domnul prezentator, declarăm închise toate lucrările și această acțiune de astăzi, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor pentru prezența de care ați dat dovadă. Ați venit fiecare din toate colțurile județului Bacău, fiecare dintre dumneavoastră ați venit cu o ladă de zestre pe care v-au lăsat-o înaintașii dumneavoastră, aceste datine, aceste obiceiuri, aceste porturi populare românești. Am văzut faptul că pe scenă s-au urcat și copii care au avut echipamentele lor care datează de peste 100 de ani. Mulțumesc! În primul rând, Consiliul Local, Unității Administrative Teritoriale, organizatorilor, domnul profesor Gâtu, doamna profesoară, doamna directoare Gâtu și, în ultimul rând, dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor care ați avut plăcerea, timpul și v-ați lăsat totuși astăzi, ați venit aici, la Dofteana. În calitate de reprezentant al comunității, faptul că mai sunt doar câteva zile până la cumpăra dintre ani, vă doresc tuturor, atât dumneavoastră, cât și familiilor dumneavoastră, să aveți parte de multă sănătate, multă căldură, multă lumină în sufletele dumneavoastră și un sfârșit de an liniștit, însoțit de tradiționalul la mulți ani. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule primar! Încă o dată mulțumim domnului primar, Consiliului Local Dofteana, Asociației Cultural Folclorice Datin Plotușene, partenerilor noștri media, televiziunea Acum TV, prin doamna director Dana Lungu, Exclusiv TV, domnul director Eugen Ungureanu, Onești Express, Radio Luke FM și dumneavoastră tuturor. Încă o dată, la mulți și fericiți ani și să ne vedem sănătoși la a doua ediție în 2018. La revedere! Vreau să știu dacă nu a fost cineva strigat dintre copiii care au participat, vă rog să vină să anunțe la juriu. Cred că toți cei care au participat au și-au auzit numele. E în regulă. Vă dorim drumuri bune și să ne vedem sănătoși la anul. Cei care n-au primit pachete, pachetele, vă rog să vină la doamna profesor Gâtu. Cine l-a primit?